Zi importantă astăzi pentru creștinii ortodoxi din lumea întreagă, care au celebrat una dintre cele mai mari sărbători ale creștinității, Rusaliile. Bisericile au fost arhipline și sute de credincioși au ascultat cu pioșenie slujbele ținute de preoți. Fiecare sărbătoare e un sentiment de bunătate și de bună credință pentru noi, atât și pentru copiii noștri, care îi aducem la biserică să fie sănătoși. Ziua aceasta pentru noi reprezintă o zi importantă credincioasă, coborârea Duhului Sfânt pe pământ, bineînțeles alături de adevărații creștini. Se spune că în ziua pogorârii Sfântului Duh, Petru, cel mai în vârstă dintre apostoli, a ținut o cuvântare în urma căreia s-au convertit la credința creștină 3.000 de suflete. Aceștia au alcătuit prima biserică creștină la Ierusalim, numită și Maica tuturor bisericilor. Sărbătoarea de Rusalii este numită și Cincizecime. În toate zonele țării, zilele de Rusalii sunt marcate de tot felul de datini și tradiții. Tradiție care constă în prezența în ziua de astăzi, la Sfânta Liturghie, a credincioșilor parohiei care în acest an 2012 sau în anul respectiv împlinesc frumoasa vârstă, e o zi frumoasă, de 50 de ani. În zilele de Rusalii, oamenii se feresc să lucreze, să urce pe scări sau în copaci și au grijă să poarte pelin la brâu.